Guvernul este extrem de generos. Potrivit unor surse, executivul vrea să majoreze alocațiile pentru copii de la 243 de lei la 300 de lei pe lună de la 1 ianuarie. Și nu e tot. Ministrul Muncii anunță că și pensiile se vor majora de la 1 ianuarie cu 10%. Alex Vlădescu vine cu toate detaliile chiar acum. Alex, înțeleg că e în bani guvernul, nu? Au crescut încasările. Ce s-a întâmplat? Bine v-am găsit. Da, stăm ceva mai bine la punct, la... Bine v-am găsit, dar stăm ceva mai bine în ceea ce privește colectarea față de anul trecut, cel puțin pentru prima parte a anului, dar iată că deocamdată guvernul ia în calcul să pregătească un pachet de majorări de venituri pentru populație începând de anul viitor. De exemplu, ar putea să crească alocațiile pentru copii, potrivit unor surse guvernamentale, de la 243 de lei la 300 de lei pentru cei cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, iar pentru cei cu vârste cuprinse între 0 și 2 ani ar putea să crească alocațiile de la 600 la 650 de lei pe lună, potrivit unor surse guvernamentale, dar o decizie nu a fost luată în acest sens. Iată însă că avem și o declarație a ministrului Muncii de aseară, făcută în exclusivitate la Antena 3, potrivit căruia pensiile ar putea să crească pentru populație începând de anul viitor cu 10%, ar urma să fie majorat punctul de pensie. Erau până acum trei scenarii pe masa guvernului, fie o creștere de 5%, fie una de 10%, fie una de 15%. Rămân însă semne de întrebare legate de ce se va întâmpla cu salariul minim pe economie, pentru că acolo deocamdată nu știm cu cât va crește acesta de anul viitor. Știm doar că va exista o creștere, potrivit premierului Nicolae Ciucă, cel mai probabil va crește la 3.000 de lei brut, potrivit unor surse. Mulțumim! Ne-am propus ca pensiile să crească de la 1 ianuarie cu un cel puțin 10%. Cel puțin 10% am propus noi PSD și m-am bucurat să văd că la ultima participare în public la o activitate în comun, președintele PSD, Marcel Ciolacu și premierul României au fost de comun acord și au spus că da, pensiile trebuie să crească. S-a acceptat ideea că trebuie majorate pensiile și că vor fi majorate de la 1 ianuarie. Mă voi lupta și PSD se va lupta ca pensiile să crească și salariul minim să crească. Este o necesitate, nu este un moft.